Gigantul imobiliar chinez Evergrande nu pare să poată evita colapsul și asta ar putea duce la o nouă criză economică globală. Analiștii compară situația cu cea provocată de Lehman Brothers în America. China este cea de-a doua economie globală și din acest motiv orice se întâmplă cu această economie, fiind și principalul producător de produse manufacturiere, el afectează toată economia globală. Afacerile imobiliare în China reprezintă 30% din întreaga economie, așa că eșecul Evergrande aduce după sine pierderi de miliarde de dolari. Așa a început și criza globală din 2008, care ne-a afectat suficient de mult, pentru că am văzut ce a însemnat tăieri de pensii și salarii, blocarea, înghețarea lor, reducerea cu 25%. Nu înseamnă că asta se duce în mod automat într-o criză globală, dar deja semnalele sunt foarte puternice și le țin de modul în care și-a gestionat China economia. Situația devine și mai tulbure dacă ținem cont de faptul că America are o problemă cu lichiditățile, în plus bursele americane au luat-o în jos. Americanii au un sistem de plafonare a creditării sau nivelul de creditare pe care îl poate accesa trezoreria, astfel încât se poată finanța agregat tot ce înseamnă datoria publică. Și întotdeauna această negociere a nivelului plafonului de creditare a fost un motiv de dezbatere politică la nivelul Congresului, fiindcă Congresul decide nivelul de plafonare, care în momentul de față este de 28,5 trilioane de dolari. România ar putea suferi ca urmare a scăderii burselor și asta din cauza împrumuturilor pe care Ministerul Finanțelor le-a făcut pe piețele externe. Totodată, Alina Andrieș, analist financiar, atrage atenția și asupra impactului pe care Bursa de Valori București le-ar putea resimți. Crescând volatilitatea pe piețele internaționale, de regulă, Bursa de Valori de la București este conectată și este posibil să fie afectată în sensul scăderii sau creșterii volatilității prețului la bursă.